Un grav accident rutier s-a produs miercuri în jurul orei 19 pe DN3B la ieșirea din municipiul Călăraș. În urma impactului dintre o motocicletă și un autoturism marca Logan, au rezultat 3 victime, dintre care 2 decedate. Conducătorul motocicletei și șoferul de pe Logan au decedat la fața locului, iar pasagerul din dreapta față, o femeie de aproximativ 60 de ani, prezenta diferite politraumatisme. Aceasta a fost preluată de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgențe Călăraș. Cu mai multe detalii vine Bianca Ghiveci, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Ieri, Poliția Municipiului Călăraș a fost sesizată despre producerea unui eveniment rutier. În fapt, în jurul orei 19:10, pe drumul național 3B, un bărbat în vârstă de 63 de ani a condus autoturismul marca Dacia Logan pe direcția Călăraș către Chiciu, iar la efectuarea virajului la stânga a intrat în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat în vârstă de 43 de ani din Călăraș. În urma impactului, cei doi conducători auto au decedat, iar pasagerul dreapta față a fost vătămat ușor. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.